Pentru patru zodii, situația sentimentală va fi complet diferită până la sfârșitul anului. Apar surprize neplăcute la capitolul dragoste, însă tot răul va fi spre bine până la urmă. Conform fanatic.ro, se spune că nu ți ajunge o viață să cunoști un om, iar patru dintre zodii își vor da seama în lunile următoare cum arată dragostea ideală pentru ele. Pe lista celor patru nativi se află în primul rând capricornii. Nativii de pământ au tot tras din greu pentru relația lor, însă vor ajunge la capătul puterilor undeva în toamna acestui an. Cele mai critice luni pentru capricorni sunt septembrie și octombrie. Își vor da seama că nu au nimic în comun cu partenerul de viață, după încercări repetate de a salva și ultima speranță privind viața în doi. Și gemenii sunt predispuși la a lua totul de la zero, începând cu anul următor. Luna noiembrie va aduce câteva situații neplăcute, în urma cărora vor realiza că au trăit într-o iluzie. Scorpionii trăiesc o iubire de o vară. Nativii de aer nu vor suferi foarte mult din cauza dezamăgirii în dragoste, căci au suficiente resurse să se ridice și să meargă mai departe. Chiar la începutul anului viitor pot apărea noi motive de bucurie la capitolul dragoste. Balanțele au și ele de tras când vine vorba despre cuplu. Nativii de aer se tot răzgândesc cu privire la o decizie finală privind viitorul în doi. Simt nevoia de independență mai mult ca oricând, așa că vor lua o pauză de la relație. S-ar putea să le prindă foarte bine. Ultimii, dar nu cei din urmă, din această listă sunt scorpionii. E drept că până la finalul anului nu au surprize neplăcute privind dragostea, doar că iubirile care se formează vara aceasta nu durează mai mult de 4-5 luni. În decembrie, nativii de apă se pot trezi din nou singuri.